Zi, Alisa, ceva. Bună ziua și, în primul rând, vreau să le zic la mulți ani tuturor elenelor. Da, uită-te în cameră, Ovidule. Și Constantinilor. Și astăzi îmi fac unghiile cu gel. Astăzi se răsfață Alisa, eu stau cu copiii, Lucas mă așteaptă afară și el vrea să vă zică la mulți ani tuturor elenelor, Elena Nemeșa mea și tuturor elenelor și cumnățica mea Cristina, tot o Elena o cheamă și o să mă filmez și pe mine, dar acum vreau să vă arăt, uitați aici avem o doamnă foarte drăguță, foarte dulce, care ea ne face frumoase, ea ne întreține frumoase, cu de toate, cu epilat, cu manicură, pedicură. Să știți, prietenii mei, cine o vedeți pe această doamnă frumoasă, să știți că face foarte frumos și să apelați la mine, că eu vă dau numărul ei de telefon. O cheamă în Augsburg, da, o cheamă Aura, frumoasa mea. No, bine, mai zici ceva, Alisa? Vă pup! Și eu vă pup! Ok, no, acum închid și mă duc la iubirea vieții mele, la Lucas, că ăla l-au doarme, sta să vi-l arăt așa încet. Mă duc, sunt la Alisa, știți? Așa, să mă vedeți și pe mine, da, o să mă filmez și eu. Pă, ăsta l-alt l-am culcat, stați să vi-l arăt. Lucasito? Lucasito, unde ești? Da? Stai că vin la tine, că nu văd că bate soarele. Bună ziua, Lucas! Ce mă faceți, dumneavoastră? Noi facem bine. Hai mai încoace un pic, te rog, ca să te filmez. Stai să iau un ban. Să iei ce? Ioi, nu mai spune așa, Iisuse, Doamne. Da, hai te rog ca să spui și tu la doamnele care poartă numele de Elena, la mulți ani și la Constantinele și la domnii Constantin și la doamnele Constantine și la doamnele Elena. Hai, hai da, hai, hai. Ia, zi, bună ziua! Bună ziua! Ce mai faceți? Stau! Da, stați! Vreți să spuneți la Elenele la mulți ani? Da! Nu, zi, la mulți ani? La mulți ani! Doamnele Elene? Doamnele Elene! Și doamnele Constantine? Constantine! Și domnilor care poartă numele de Constantin? Constantin! Așa, mai zici ceva, iubirea mea? Ok. Poți să mă filmez pe mine acum? Da. No, bine. I love you, baby. I love you. Da, poți să mă dai acum din aia. Da, acum numai puțin să nu te dai cu aia, că o să faci gălăgie, știi? Și vreau și eu să spun la mulți ani tuturor doamnelor și domnișoarelor și domnilor care poartă numele de Elena și Constantin. Știi? Și după aia poți să dai pe Bobica, ok? Da? Dar doarme nouă. Păi doarme nouă, dar am închis ușa și nu o să se audă. Numai lasă-mă să vorbesc și eu 2 minute și după aia. Ok, iubitule? I love you! Da, și eu mă filmez acum să vă zic un sincer la mulți ani de ziua numelui care poartă numele de Elena și Constantin. Vă doresc din toată inima mea un sincer și un sănătos la mulți ani Elenelor și Constantinilor și Constantinelor. Așa. Și rog ca pe bunul Dumnezeu să vă dea sănătate, să vă dea credință, să vă dea bine, pace, liniște. Și nu numai vouă, și nouă, să ne dea Dumnezeu tot la fel, sănătate, liniște, pace. Vă iubim mult și vă dorim tot binele din lume. Ok, vă pup!
pe toate fanele și fanii mei care mă vizionați și mie mi-e dor de voi, mi-e dor, da, și Lucas, și Lucas vă iubește, mai înainte o zis, mi-e dor și mie de voi și mi-e dor să-mi scrieți, cu toate că nu mai am scris comentarii înapoi, dar eu vă citesc mesajele voastre și vă mulțumesc pentru asta, pentru mesajele voastre frumoase. Tu le iubești mult, așa e, mama? Da. Bravo, iubirea mea, așa trebuie, mami, să iubești pe toată lumea, iubitul meu. Și uite ce-a făcut la picior. Da, știe, mama, te-ai lovit la piciorul tău. Da. Așa, mai... S-a făcut aici buba. Dar de ce nu vii la mama aici dacă vrei să vorbești? Hai, hai să te vadă lumea cum vorbești tu așa ca un prinț frumos ce ești tu. Hai, vii? Da, hai, hai aici la mama. No, bine. Ok, no, nu mai știu unde am rămas. Așa, nu mai știu unde am rămas acum că m-a luat Lucas convorbirea mea prețioasă. Dar oricum vreau să vă mai urez încă o dată un sincer la mulți ani tuturor elenelor, Constantinilor și doamnele și domnișoarele care poartă numele de Constantina, așa, și vă pupăcesc, mi tare drag de voi și eu și Domnul să vă binecuvinteze pe toată lumea și vă iubesc mult, și vă eu. Pup, astăzi sunt la Alisa, ca Alisa săptămâna viitoare o să meargă în Italia la un botez, la vărul lui Erwin. Și ea se face astăzi frumoasă, își face unghiile și ce știu eu ce mai face ea. Și eu astăzi sunt din nou babysitter, sunt cu copiii. Lucas, lui sui cu Erwin, plecat la cumpărături. Pe ăla mic l-am culcat, vi l-am arătat. Lucas e cu mine aici afară, nu? Și am profitat de ocazie și am zis, hai să vă filmez. Hai mai spune și tu două vorbe bite la oameni și după aia închidem, da? Da, aici nu, de acolo nu te văd, că am întors camera pe mama. Hai aici pe, la mama, aici, în brațe. Nu. A, vrei așa? Nu, stai, nu imediat, stai. Bune. Stai numai un pic, așteaptă, Lucas. Încheiem, cred că, cu Lucas. Nu mai vrei? Ok.